aici. Atențiune! Lăsa usturoi! Exact! Bună! Bună! Bine v-am găsit la un nou episod din Grand Vlog. Și săptămâna aceasta vă povestim despre filmele pe care puteți să le vedeți în continuare în cinematograf. Avem 5 premiere. Avem Ghost in the Shell. Avem Ștrumpii, Satul Pierdut. Mucenicul. Bye Bye Man, numele nerostit. Și Departe de Tine. Totodată vă mai facem și două invitații la evenimente speciale. Avem Păcală de la Teatrul Țăndărică. Și un spectacol de comedie în premieră absolută, multifuncțional. Ștrumpii, Satul Pierdut. Filmul de animație prezintă povestea celor 4 prieteni albaștri care, conduși de o hartă misterioasă, pleacă într-o nouă aventură în pădurea fermecată. Săptămâna asta suntem albaștri. Sometimes I just feel blue. Ștrumpii nevălesc în cinematograf. Avem o nouă reinterpretare a poveștii creaturilor albastre. Ei descoperă o hartă, cu ajutorul hărții merg în pădurea fermecată și sunt pe cale să facă cea mai mare descoperire din istoria ștrumpilor. The Lost Smurf Village. It's time to take a road trip. I'll be like, ah, blah, ah. And they'll be all like, oh no, I got a little. And I'll be like, Satul Pierdut, care de fapt este o întreagă comunitate de ștrumpițe amazonice, cumva, pentru că sunt foarte top. Satul Pierdut, care de fapt este o comunitate de ștrumpițe, un pic sau mai mult, în funcție de fiecare, un pic războinice. Sar prin copaci, zboară, aleargă, fac tot felul de sărituri. Oricum, mie mi s-a părut întotdeauna că nu sunt echivalenți. Ștrumfii erau mulți și ștrumfița era una. Da, știm că ștrumfii sunt micuți, au înălțimea de 3 mere, în medie. Cam așa, da. Well, that's not even convincing. Mai știm că ei au apărut în urma unei conversații destul de caragioase, pe care Peyo, artistul belgian, a avut-o într-o seară în timpul cinei. Avea un lapsus pentru cuvântul sare și, dorindu-și să-și pună sare în mâncare, tot cerea, dăm și mie, te rog, ștrumful. We're not in Smurf Village anymore. Ca întotdeauna, Mihnea tot timpul se îndrăgostește de fete blonde. Smurfs, the Lost Village. I'm leader of the Smurfs. I happen to be the leader of the Smurfs. Oh boy. Whatever you say, Papa Thing. Ghost in the Shell prezintă povestea personajului Major, interpretat de Scarlett Johansson, liderul Section 9, care luptă împotriva hackerilor ce își pot determina victimele să comită orice infracțiune. Suntem pe scările de urgență ale cinematografului. Imaginați-vă că suntem într-un viitor apocaliptic, distopic, utopic, ce mai, foarte mecanizat. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Suntem în Japonia, unde mulți oameni posedă creiere cibernetice, ceea ce îi expune cumva diverselor atacuri ale multiplilor hackeri. This is Major. I'm on site. Mm-hmm.
Acum Major, personajul interpretat de Scarlett Johansson, împreună cu Section 9, luptă împotriva acestor hackeri care au cumva capacitatea, dotarea să își determine victimele să facă cât se poate de multe de infracțiuni. There was an attack. You were dying. We saved you. And now you save others. Filmul este făcut după manga și celebra serie anime din 89 manga, din 95 anime-urile. Ce e surprinzător, de fapt, pentru mine, faptul că, deși sunt aproape 30 de ani de când au scris manga-urile, în continuare tratează niște teme foarte actuale. Societatea care este condusă de mașini, corupție, inegalitate socială, toate temele actuale. Da. Everything they told you was a lie. You had a family. Ce mai știm? Știm că Scarlett Johansson nu a purtat perucă pentru acest rol și că este părul ei natural, tuns, vopsit negru. Este a treia oară când Scarlett Johansson este brunetă într-un film. Rai. Se pare că avem multă nuditate, oricum, în Ghost in the Shell. Problema. Situația a fost semnalizată și de la anime-uri, când producătorii au explicat că, de fapt, Major este un robot. Și că nu interesează dacă este dezbrăcată, dacă este îmbrăcată. And I will kill him. Oricum, controverse a stârnit și costumul din piele făcut pentru Scarlett Johansson, strict pe tiparul corpului ei, ca o a doua piele. Oricum, arată foarte bine. Arată bine, nu zice nimeni asta. Filmul vine în Dolby Atmos. Filmul vine în Dolby Atmos, este de săptămâna asta în premieră. Vă așteptăm să-l vedeți. Eu am mare încredere că va fi, personal vorbind, cel mai bun remake după un anime. They created me, but they cannot control me. The Bye Bye Man, numele nerostit, este un horror ce prezintă motivația malefică din spatele celor mai teribile fapte omenești. If you say his name, or even think it, he'll come for you. La nivel epic, este vorba de trei studenți care dau peste locația unui spirit malefic. Însă descoperă și soluția de a scăpa de el, de a se salva. Nu te gândi la numele lui, nu îl gândi, nu îl rosti. The Bye Bye Man. Așa că te gândești la Bye Bye Man acum. Mă gândesc la pastilele pe care le-am luat la singurul film de groază pe care l-am văzut. Eu... Prim. Nu mai zicem și care. Eu atât, vă rog, foarte tare. Să-mi explice și mie cineva ce simte când vede un film horror, un film de groază, un film la care ți-e frică să te uiți la ecran, dar în același timp trebuie să te uiți la ecran, că vrei să vezi filmul. Fac cinste cu bilete la filmul The Bye Bye Man. Numele nerostit. Nu-l mai rostesc de acum încolo. He makes us do things. Veniți să vedeți filmul ăsta cu numele pe care nu putem să-l spunem. Ca și cum ar fi Voldemort. Exact așa. Începând cu săptămâna asta. Bye bye man. Bazat pe piesa de teatru Martir, Ucenicul tratează subiecte cât se poate de actuale, fundamentalismul religios, identitatea sexuală și felul în care societatea răspunde la amândouă. Este bazat pe o piesă de teatru cu numele Martir, al lui Marius von Mayenburg. Este un film ce tratează subiecte destul de controversate, actuale, fundamentalismul religios, identitatea sexuală,
societatea contemporană. Biese в тебе сидят, Веня! Personajul nostru principal, un elev, cu Biblia în mână, contestă tot ceea ce este învățat. Îmi spuneai mai devreme că filmul a fost înscris în competiție la Festivalul de Film de la Cannes. Uh-huh. A și câștigat, de fapt. A câștigat premiul François Chalet. În limba rusă, titlul se scrie cu M între paranteze, un joc de cuvinte între mucenic, care înseamnă martir, și ucenic, student. Cumva este valabil și în română, dar a fost destul de greu de tradus în engleză, așa că au rămas doar cu studentul pentru participarea la Festivalul de Film de la Cannes. Filmul este în regia lui Kiril Sebrenikov, de care o să mai auzim și în episodul următor și cu siguranță și într-o grămadă de filme viitoare. În premieră de săptămâna asta, vă așteptăm să-l urmăriți, să ne spuneți apoi părerea voastră despre film. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. Avem săptămâna aceasta și un film românesc, Departe de tine, cu Maia Morgenstern, cu Maria Dinulescu, Andy Vasluianu și Jonathan Ahmadi. Filmul este în regia lui James Pillian, un australian. Wow! What's that? I've just received a job offer. It's in Romania, baby. Really? Avem un cuplu proaspăt căsătorit, Sofia și Grant, care locuiesc în Statele Unite. Anumite provocări profesionale apar în viața ei și astfel se vor muta în București. El, Grant, fiind scriitor, nu își găsește prea bine, nu are prea multă inspirație și nu reușește să își finalizeze romanele. În schimb, Sofia, viața profesională a Sofiei se dezvoltă, cariera este în plină ascensiune, iar relația carismatică cu șeful ei, Andy Vasluianu, cumva este de bun augur. Atârnă și mai mult în balanța carieră viață personală. Trebuie să decidă, apar probleme, căsnicia cumva se întâmplă scârție. Și ceva, avem și o întâmplare tragică în viața lui Grant, el trebuie să se întoarcă în state. Exact. Și aici vine conflictul când îi cere Sofiei să se întoarcă cu el. Iar ea trebuie să ia o decizie, merge mai departe cu cariera. Sau se întoarce în povestea de dragoste. Stay away from her. Multifuncționar este un nou spectacol de comedie pe care îl puteți urmări în premieră absolută pe scena serii Etica în data de 3 aprilie de la ora 20. Două ore de comedie live, fără rezerve și fără pauză. Spune-mi, te rog, din toate aforismele lansate de Gheorghe Hagi, care este preferatul tău? Wow, greu. Ai n-ai mingea, dai la poartă? Da, e unul foarte bun. Mie îmi place, dacă n-ar fi dat mai multe goluri ca noi, am fi câștigat. Dar și, deși viața este frumoasă, merită trăită, este unul care ar trebui să intre în top. Corect. Asta este și motto-ul pe care multifuncționalii și l-au ales pentru spectacolul lor. Ei fac un show total. Avem umor de text, avem parodie, improvizație, își scriu singuri textele, le regizează și le pun în scenă într-un show destul de dezinhibat. Din Serviciul Român de Comedie fac parte actori cu experiență. Le avem pe Toni Grecu, Jojo, Cătălin Neamțu, Cosmin Natanticu și Claudiu Mai.
Spectacolul are loc pe data de 3 aprilie, începând cu ora 20, însă îl puteți vedea și în avanpremieră pe data de 2 aprilie de la ora 18. Multifuncționali. Cine râde cu noi, râde mai bine. Deschis la chitara lui Edgar Leslie și s-a topit de fosata lui Regina Elisabeth. Asta a fost tot și săptămâna aceasta. Ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că pe 1 aprilie avem și păcale de la Teatrul Țenderică. Fiecare cu pasiunile lui, cu lumea satului. Și oricum nu era o dată mai potrivită pentru păcale. Da, păi... Da. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm că ne-ați urmărit, de fapt, și apoi vă mulțumim dacă ne-ați urmărit. Să nu uitați să dați subscribe canalului de YouTube Grand Entertainment. Și vă spunem la revedere. Pe săptămâna viitoare. Stop.